registra 19 grade. În orările persistă plouă slab, iar la munte va mai ninge trecător. Așa cum știți, dacă scanați codul QR de pe ecran, aflați prognoza detaliată în majoritatea orașelor din țară. Cam atât deocamdată, să aveți o zi liniștită și vă aștept cu date noi la știrile serii. Pe curând! Mulțumim, Iulia! Da, mersi, Iulia. Doamnelor, domnilor, hai să încheie primele știri ale zilei. Rămâneți cu ProTV și nu pierdeți de la ora 20 serialul Clanul. Mâine dimineață vă aștept alături de o altă frumusețe a știrilor ProTV, Andreea Marinescu. Sănătate multă și să vă meargă cât mai bine. Mulțumim, Mihai. O zi frumoasă să aveți. La revedere. Și tu, Iulia.